Sprich schon wieder. Change, huh? It's hard to come in. Those things, they would put those things around your neck. What about this one here? What's this one right here? Să bea apa care se turna cu pâinea în cantități incomensurabile. Iar apoi aplica lovituri peste burta plină, umflată cu apă și arcuită. În alte cazuri se introducea acuzatul în gât un smoc de fire de in. Cât mai adânc posibil ca să poată îmbiba încet cu apă. Acele fibre absorbeau apa, mărindu-se în volum și sufocau victima. Dacă acest lucru nu era suficient, se smulgea acest smoc brusc, ceea ce provoca leziuni interne grave. Ulterior, smocul de fibre de in se putea introduce din nou în gât, dacă nu vrea. Ultima variantă constă în plasarea victimei sub un jet de apă aproape înghețată. Persoana bănuită a fi vinovată era așezată goală, dezbrăcată pe un suport, în timp ce urechi și peste ea fugea apă un vânt aparent ce ca viața. Era o considerată o tortură ușoară. Fa le pose, eh? Vede, c'è qui lo strevo. Ti ha un do. This was holding his, and they would insert something. Got it.